Primul desen. Primul desen pe zona asta de ilustrație sau primul desen? Primul desen, primul. Am făcut un rege care zbura pe o carte, într-un teren din ăsta foarte roz. Un rege pe o carte. Uh-huh. Și am dat tag lui Cărtărescu, fiindcă era inspirat de acolo. Serios? Da, ce și tare. Mi-a dat like și am fost foarte bucuroasă. Dar ce înseamnă ilustrator? Ca să înțeleagă toată lumea conceptul. Desenăm cărți pentru copii, desenăm ilustrațiile din reclame, desenăm tot soiul de ambalaje, tot felul de nebunii, desenăm păturici. Păturici, wow! Da, facem tot soiul de chestii. E așa, sora mai mică a picturii. Bună, Alexia, bine ai venit! Bine te-am găsit! Sunt foarte curioasă de meseria asta, pentru că până la urmă este o meserie care pleacă din pasiune, dar devine o meserie la un moment dat, de ilustrator. Și aici te las pe tine să-mi povestești ce înseamnă și cum a plecat pasiunea asta la tine. Asta e că n-a plecat dintr-o pasiune, a fost mai degrabă o decizie foarte practică la momentul în care am terminat liceul, trebuia să-mi găsesc un job sau trebuia să dau la facultate, cum Facultatea de Arte din București nu m-a convins, fiindcă secția asta de ilustrație nu e tocmai dezvoltată la noi. Am zis să-mi încerc norocul cu talentul pe care îl aveam. Nu pot să spun că eram extrem de pasionată. Mă gândeam mai degrabă că aș desena decât să servesc ceai într-o ceainărie pentru un an de zile. Fiindcă nu mă gândeam că o să funcționeze. Am zis așa că o să fie provizoriu. Da. Și am primit o propunere de colaborare așa complet din an pe Facebook și am crezut că e o glumă. Gluma asta e vinovată pentru tot ce s-a întâmplat după. De acolo a plecat? Da. De la glumă? De la glumă. Dar ce înseamnă ilustrator? Ca să înțeleagă toată lumea conceptul. Desenăm cărți pentru copii, desenăm ilustrațiile din reclame, desenăm tot soiul de ambalaje, tot felul de nebunii, desenăm păturici. Păturici, wow! Da, facem tot soiul de chestii. E așa, sora mai mică a picturii. Și atunci se înțeleg că pe cât de ușor este să ilustrezi, ți-ar fi poate ușor să și scrii o carte? Acum, pentru copii, pentru că înțelegi prin imagine ce să transmiți, ce să scrii? Cred doar că sunt atât de perfecționistă încât îmi e extrem de frică. M-am gândit la asta. Nu, nu, nu. Da, nu, am o poveste pe care o am în imagini în capul meu și mă gândesc că la un moment dat o să o fac. Dar cu textul, nu știu dacă o să mă încumet foarte curând. Da, dar știi că textul vine de la sine. Adică odată ce ai imaginea, ți este ușor să descrii ce ai în imagine și să pui pe hârtie, știi? Da, nu? Sunt foarte strictă cu ce citesc eu și mă gândesc că n-aș vrea să public ceva ce chiar nu merită a fi citit. Așa că am să mai aștept un pic până prin suficientă încredere. Plus că ai și un bebe acum și înțelegi. O să îți fie ușor să înțelegi limbajul lui, știi? Probabil. Pentru o poveste. Am senzația că mai degrabă mă înțelege ea pe mine decât eu pe ea momentan, da. Așa că... Exact. Că știi cum e când ai un bebeluș, deja începi să gândești, să-ți vină în minte idei, mai ales că ești în zona asta unde te joci cu imaginea asta pentru copii și începi să le legi prin ce vezi acasă. Ce-i drept, odată cu venirea Tildei, am avut așa un boom de inspirație, dar în niciun caz legat de ea. Ea a fost așa sursa. La aproximativ o lună după ce am născut-o, aveam chef să fac tot soiul de chestii cu ea lângă mine și m-am apucat de lucrat la niște cărți, la niște proiecte. Încă am așa izvorul de inspirație, e acolo și acolo, curge. Da, da, da. Și e fain cumva, din punctul meu de vedere, că nu le-am întrepătruns, că experiența asta a mămiciei cumva n-a fuzionat cu experiența de ilustrator. Încă. Încă, da. Exact. Dar spune-mi de primul desen, adică tu cum ai plecat, cum a început? Ok, n-a fost pasiune, a fost hobby, poate. Cum ai ajuns la desen? Că bănuiesc că tu desenezi de când te știi. Cam de când mă știu. Am trecut așa prin faze de medic veterinar, după de arhitect. Am avut multe faze. Cred că la un moment dat am spus că nu am chef să merg la un liceu teoretic. Și le-am spus alor mei că eu aș că vrea să merg la un liceu vocațional, iar ei mi-au dat de ales între cel mai bun liceu din Craiova și liceul ăsta vocațional. Și un an de zile m-am pregătit pentru secția de desen și făceam naveta între orașe ca să ajung la pregătire. A fost întreagă nebunie și un efort foarte mare.
Și atunci am luat-o așa mai mult ca pe un challenge ăsta cu desenul. Trebuia să fac lucruri. Și mi-a ieșit în aia 4 ani. Am terminat pe design de produs. Dar am înțeles că ai și ceva design industrial, adică... Ține de asta? Da, okay. Diplomă de design industrial cu specializare design de produs. Adică ți-ar fi ușor să fii arhitect? Cred că mi-ar fi mai degrabă ușor să proiectez cafetiere. Ah! Nu chiar arhitect, pe acolo. Pe acolo. Da. Bine, ție ți-ar fi ușor să proiectezi până la urmă aproape orice, pentru că, na, bănuiesc că desenul și liniile știi cum să-i dai o formă. Da, da. Trebuie doar voință să faci asta, în punctul ăsta. Primul desen. Primul desen pe zona asta de ilustrație sau primul desen? Primul desen, primul. Am făcut un rege care zbura pe o carte într-un tărâm din ăsta foarte roz. Un rege pe o carte. Uh-huh. Și am dat tag lui Cărtărescu, fiindcă era inspirat de acolo. Serios? Da. Ce și tare. Mi-a dat like și am fost foarte bucuroasă. Da. Foarte tare. Da, și de atunci am început să tot public ce puneam, că m-am simțit foarte încurajată. Da. Și construisem cumva o comunitate în jurul meu și oamenii au văzut desenele și de atunci s-a dus așa cu fiecare imagine, s-a dus vestea că fac asta. Și desenul, primul ca ilustrator? Păi proiectul ăsta care am crezut că e o glumă, am avut de făcut identitatea unei piese de teatru pentru Teatrul Ion Creangă, Spaima Zmeilor. Nu mai desenați niciodată zmei. Da, a fost interesant. Am ajuns să văd costumele, să mă inspir din ele. A fost terifiant, plângeam la fiecare mail, fiindcă nu știam să răspund profi și eram foarte supărată de fiecare dată. Da, da, pentru că acum nu pare așa, adică se vede că ești tânără, dar ești foarte tânără. Imaginează-ți că îmi tremura vocea. Câți ani aveai? Atunci aveam 18 și jumătate. Și acum ai? 24. 24. Foarte tânără ești. Extrem de tânără și atât de vizuală la vârsta asta. Adică mi se pare wow. Cum reușești? Păi a trebuit, că toată lumea m-a tratat ca pe un copil. Trebuia să ies cumva să din rolul ăla. Să faci dovada. A fost greu. Da. Dar te ajută să fii încă copil bănesc la faza asta, pentru că trebuie să înțelegi foarte bine lumea lor ca să desenezi, nu? Aici cred că depinde de persoană, sunt foarte pragmatică. Ah, ok. Am senzația că uneori proiectezi imaginea asta foarte feerică și că oamenii o interiorizează și o trec așa prin filtrul lor, dar nu o simt așa romantic. Nu? Nu, sunt foarte pragmatică. Uh-huh. Așa, hands-on și nu trăiesc în lumea poveștilor. Puțin viseatoare? Puțin, dar foarte puțin. Foarte puțin. Cât să te susțină, cât să susții ideea. Cât să am un scop. Dar cât de puternică poate să fie o ilustrație de genul ăsta într-o carte? Pentru că de multe ori copiii înțeleg foarte bine prin imaginea pe care o văd, mai mult decât din cuvinte. A trebuit mult să mă educ la capitolul ăsta. Dacă mă uit acum la ce făceam în primii 2 ani, încep să plâng, îți dai seama. Nu, dar sunt ale tale. Le șterg de peste tot de pe internet. Nu le șterge. Nu le șterg, învăț, dar mi-a fost foarte greu să înțeleg că de fapt copiii nu au nevoie să intru eu în povestea aia. Și să le arăt lor. Ei știu ce au de făcut, ei o înțeleg pe limba lor. Eu trebuie să le găsesc un alt limbaj, cu totul alt limbaj. Dacă redau unul la unul ce e în poveste și dacă intru în povestea aia complet, nu-i ajut cu nimic. Și mi-a luat mult să înțeleg asta. Multe ilustrații unul la unul, multe ilustrații în care trebuia să traduc textul perfect în limba textului și apoi să-mi găsesc limba mea. Și când am înțeles că trebuie să îi provoc mai degrabă. Exact. Și să reinterpretez eu complet povestea aia. Imaginea respectivă contează foarte mult ce vezi acolo, pentru că de multe ori înțelegi mai mult dintr-o poză decât din orice altceva. Exact. Și mai nou nu mai citesc textul integral. Atunci când îmi aleg scena pentru ilustrat, îl citesc pe diagonal. Da. Cred că acum este... Adică ți-ai făcut-o... Da, mi-aleg lucruri. Contează foarte mult și culoarea pe care o pui? Da. Și asta mi-este foarte greu, fiindcă eu trăiesc cu mentalitatea că, cu senzația că nu am simțul culorii. Am făcut 4 ani de desen în creion, în grafit. Și când a trebuit să încep să ilustrez,
Da, că trebuie să aduci și panica. Și culoare, da, în imaginea asta. Târziu. Mi-a luat cam 4 ani să ajung în punctul în care să simt că am încredere pe culorile pe care le folosesc și simt că stăpânesc așa toate tehnicile, uh-huh, în așa fel încât să ajung la rezultatul pe care l-am în cap, fiindcă era mereu lupta asta, că tu ți imaginai ceva, dar nu ieșea chiar lucrul ăla pe, uh-huh, hârtie. Da, și pentru că copiii, dacă nu nu le place imaginea din start, renunță. Da. Și atunci, știi, e cel mai mare critic. Mi-e dacă frică. Nu-i place coperta, eu cel puțin văd la fetița mea, dacă nu-i place cum arată pe copertă și cum e colorată, ce culoare are și ce imagine are, e o carte pe care o dă la o parte. Adică, da, dintr-o imagine poate să-și găsească plăcerea sau nu, știi? Nu, sunt cei mai sinceri. Mie mi-e frică de copiii peste 4 ani. Am avut ateliere cu toate grupele de copii și mi-e tare frică. Sunt tulburător de sinceri. Uh-huh. Te pot pune la pământ foarte ușor, da, dacă nu ești tu sigur pe tine. Sau te pot ridica. Să-ți, da, dea niște idei fantastice de acolo. Da. Dar în afara proiectelor pentru copii, ai avut și niște proiecte pentru oameni mari. Pentru oameni mari. Și pe aceea cum îi câștigi? Sincer, cred că la mine a contat foarte mult faptul că toți oamenii ăștia mari au văzut un progres constant și ei s-au atașat un pic așa de povestea asta în care eu am învățat cu cărțile pe masă, adică nu am ieșit cu un rezultat foarte finisat de la început. I-a atras ideea de a lucra probabil cu cineva care e mai brut. Și de acolo cred că am prins și eu încredere, au prins și ei încredere și lucrurile au continuat. Da, dar sunt două lumi diferite. Adică tu trebuie să împarți, știi, asta e pentru oameni mari, asta e pentru copii. Și tu ești undeva la mijloc și trebuie să fii, cel puțin așa mi se pare mie, că trebuie să fii permanent creativă și constantă, știi, în creativitatea ta, da, ca să poți să dai și copiilor și oamenilor mari. E adevărat. Aici acum un schimb de roluri din ăsta, da, care te solicită foarte mult, mai ales atunci când ai proiecte de advertising, proiecte de carte pentru copii mari și după aia proiecte pentru carte de, pentru cărți, da, pentru copii mai, da, mici. Da. Și eu... Vii așa dintr-o, știi, pleci de la o lume mică, la o lume, da, mare, la o... Și oricât ai încercat să le ții, ok, săptămâna asta lucrez asta, săptămâna viitoare trec așa dintr-un rol în altul, nu reușești că... Uh-huh. Uh-huh. Trebuie să le lucrez și în paralel și nu cred că am o formulă. Da, da, da. Te ce-i drept, îmi plac mai mult proiectele astea pentru oameni mari, cred, fiindcă mă solicită mai puțin acum. Mai puțină creativitate, probabil și mai mult realism acolo, știi? Adică trebuie să le dai ceva real. Nu ai niște critici atât de duri. Știi? Exact. Te gândești că copilului, dacă îi place povestea, o să țină minte toată viața ilustrația aia, știi? Și e așa o presiune, uh-huh, pe care o... Adică ce, oamenii mari când se uită într-o carte, se uită mai puțin la ilustrația de pe pagina... Cei cred că ții și tu mai bine minte cărțile pe care le aveai când erai mică decât cărțile pe care le-ai văzut acum 10 ani, da, sau acum 5 ani. Dar e o meserie asta, până la urmă, a fi ilustrator, e o meserie, pentru că până acum... câțiva ani nu știam noi de ilustrator. O meserie e, dar cred că în România trebuie să fii mai degrabă antreprenor și după ilustrator ca să poți să supraviețuiești, să o iei ca pe meserie. Uh-huh. Nu poți să zic că faci asta ca pe un hobby, o meserie oricum mai faci, ochit că trăiești poți exclusiv. Poți să trăiești din ea? Depinde din ce fel de ilustrație. Dacă vorbim de ilustrația de carte pentru copii sau ilustrația de carte în general, nu prea putem. Ori putem, dar e teribil de greu. Avem totuși o piață mică, cititor puțin, lupta, da, e de cruntă. Cititor puțin, piața nu e mică. Trebuie să citim noi mai mult, hai, zi sincer. Citim, dar citim în bula noastră și, da, e foarte greu să ieși cumva din bula asta. Uh-huh. Avem senzația că oamenii citesc, dar de fapt citesc prietenii noștri, citesc cunoștințele noastre și, uh-huh, e destul de dificil să ieși din realitatea asta. Din punctul meu de vedere, e bine să le ai pe toate, să ai și un pic de antreprenoriat și un pic de social media, uh-huh, toate nebuniile astea care țin ca să poți pe bune să supraviețuiești. Și să te promovezi, că sunt niște unelte de care trebuie să profiți. Da. Până, da, la urmă. Și e păcat să nu profiți, adică, uh-huh, sunt, uh-huh, acolo. Care a fost cel mai solicitant proiect? Dar vorbesc în zona asta de pentru oameni mari, știi? Lăsăm copiii. Cel care ți-a pus așa la încercare toată experiența? S-a lansat un brand nou de băuturi pentru oameni mari, uh-huh, în România la începutul lunii mai, iar eu eram foarte însărcinată. Extrem de însărcinată. Și a trebuit să lucrez din pat acel proiect, care era nou, a trebuit să coordonez pentru prima dată o echipă, uh-huh, singură, fiindcă nu puteam face tot singură. Și
a fost cel mai solicitant și mental, dar și la nivel de cât am avut de învățat și cât a trebuit să manageriez în perioada aia. Am avut de pictat, am avut de răspuns la mail-uri, ședințe, tot felul de nebunii din astea și pe care l-ai mai făcut. Și pe l-ai simțit cel mai greu? Da, l-am simțit cel mai greu, fiindcă a trebuit să am poziția aia de... lider. Face aia și dacă eu nu spun să faci asta, o să iasă prost. Adică știm clar că... Deci un ilustrator poate așa să ilustreze o carte pentru copii sau, mă rog, o carte pentru oameni mari. Poate să facă exact cum ai spus la început, ceva de ilustrație pentru reclamele TV. Da. Da. Și aici mă refer la acele... îți par ca niște chestii desenate, grafice, așa? Da, da. Acelea, despre poate acelea... face și asta. Și asta? Da. Uh-huh. Și ce mai poate face un ilustrator? Până unde se poate duce? Până la animație. Poate face aproape orice ține de desen. Până deci poți să faci un film de animație? Da, cu ajutor. Cu ajutor, evident. Da. Dar baza poate să plece de la tine. Poate evident. Tu poți să dai tu personajele și... Poți face absolut orice. Wow, da? Mi se pare că este foarte... Da. Se întinde pe o plajă foarte largă. Adică ai ce să-ți alegi. Da, din... poți să-ți alegi. Ai să-ți alegi tot soiul de deci domenii. E o meserie. Yeah. Care cred că dacă ai fi în altă parte și nu în România, să zicem în America, cred că ar fi o meserie foarte bănoasă. Da. Ar fi. Și revin la ce am spus, că până acum câțiva ani, meseria asta nu era atât de cunoscută în România. Indiciu că ne dezvoltăm. Că ne dezvoltăm, că descoperim, nu că ne că descoperim noi niște lucruri, că ele săracele erau. Cred că e un indiciu că începem să deschidem un pic ochii și să remarcăm oamenii pe care îi avem. Umbla la un moment dat povestea că în România nu se mai publică cărți ilustrate de autor, de ilustratori români. Ceea ce era un fals, pe rafturi erau cărțile respective, numai că nimeni nu le promova, nu era cool atunci. Era cool să vedem traducere, era cool să vedem cărți Disney. Da. Ei, s-a umblat un pic la trendul respectiv și oamenii au început să le aprecieze pe astea făcute la noi. Implicit, editurile au început să colaboreze încă o dată cu ilustratori. Exact. Ei au fost mereu. Dar, da. Percepția exact. A fost n-au fost nici promovați da. Și nici nu am știut că avem așa ceva. Sunt mulți ilustratori români acum, în momentul ăsta? Sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți, da. Da. Dar întotdeauna au fost. A stat un pic în umbră. Exact. Pentru că nu întreba nimeni cine a desenat cartea asta. Da. Toată lumea spunea cine a scris cartea. Da, așa e. Și în continuare e cumva lupta asta în edituri între autori, de exemplu, în afară. Atunci când un ilustrator lucrează cu autorul, cu scriitorul la o carte, sunt coautori. Și editura îi tratează drept coautori. Coautori. În România încă ilustratorul e un pic așa, o treaptă mai jos. E colaborator. Decât, da, e hai să ne deseneze câteodată niște lucruri. Nu peste tot, dar în general cam asta e percepția. O să se schimbe. O să se schimbe. Vrei să faci ceva în sensul ăsta? Vrei să schimbi percepția asta? Nu pentru cred. Că tu ești foarte tânără și ai timp. Nu cred că am energia să fac asta. Îmi duc eu așa luptele mele, dar îmi dau seama că atunci când cumva ești împotriva curentului și spui hai să nu facem așa, hai să încercăm altfel. Păi nu ești împotriva curentului. Din potrivă, mie mi se pare că tu aduci nota asta, prin tine se face cunoscută meseria asta și tu poți să o duci la un nivel foarte sus în care să-și dorească și alții să fie ilustratori. Ok, nu există școală de ilustrator, deci bănesc că ce trebuie să faci? Școala de artă? Dacă vrei. Desen. Că de acolo trebuie să desenezi. Trebuie să desenezi. Nu știu atâția ilustratori care nu au în poate spate. Deveni o meserie. Da, și oricum cred că a contat un pic că pe partea asta de social media sunt foarte puțini ilustratori care se fac cunoscuți și chiar presează un pic în direcția asta de promovare. Și a fost împrumutată tactica asta, ceea ce mă bucură foarte tare, că vezi așa cum cresc oamenii doar pentru că se expun, știi, uite, există un ilustrator, îmi cer scuze, nu-i mai rețin numele, este o franțuzoică foarte talentată, am să-ți las după aceea numele și am să las și jos în descriere contul ei de Instagram, care este tot ilustrator și are o colaborare deja de câțiva ani buni cu un brand de make-up. Efectiv, pentru fiecare lansare, pentru fiecare colecție, le desenează ambalajele. Da. Sunt făcute de mâna ei.
Mi se pare fantastic. Da, e superb. Și prin chestia asta a ajuns să fie extrem de cunoscută în întreaga lume. Da. Doar pentru că a făcut asta și doar pentru că cineva a avut ideea asta genială să aducă un ilustrator să facă asta în loc să scrie pe ambalaj nu știu ce brand. Ideea genială și curajul. Asta cred că lipsește. În România cel puțin mai e chestia asta de bătaie de cap, știi? Nu prea vrei să... Să nu plătești și pe alea pentru asta. Da, după aia trebuie să ai grijă de producție, trebuie să faci alte lucruri. Ilustrația poate nu poate fi printată cum poate fi printat un text și atunci tu trebuie să depui mai mult efort ca să ajungi la rezultatul final. Pe partea asta de producție iar avem dificultăți și avem câteva problemuțe în țară pe care nu le rezolvăm așa cu una, cu două. Sunt multe piedici pe care le ai și chiar trebuie să-ți pui ambiția. Da, adică... Am înțeles. Și e o chestie de apreciat atunci când un brand de la noi sau până la urmă se... Își dorește să facă ceva mai mult decât cei din jur. Da. Că până la urmă de acolo a plecat și ideea lor. Și au dorit efectiv să arate diferit și să facă ceva diferit. Și chestia asta a prins enorm la public. Da. Brandul respectiv. Fiindcă oamenii apreciază când văd că e efort depus acolo. Pentru că păstrezi și ambalajul până ți se termină produsul, păstrezi în ambalaj pentru că ți-e milă de munca. Și dacă poți să-l refolosești după, de ce nu? Exact, de ce nu? Că tot vine perioada asta, suntem într-o perioada așa de sustenabilitate și mai trebuie să mai facem și... Da, sper din suflet să nu fie doar un trend. Sper consum, din suflet. Da, asta sper și eu. Un consum prea mic. Tu ce planuri ai? Către ce să ne uităm din mâna ta? Păi, am în plan o altă colecție de textile pentru care dau acum din coate. Și cred că am să merg mai mult pe partea asta de printuri. Sunt câteva cărți pe care le am în lucru. Volumul 1, volumul 2, volumul 3, volumul 4. Okay. Sunt niște serii acolo pe rol. Da. E muncă, multă, în continuu. Deci ai de lucru. Da. Un ilustrator are de lucru. Deci nu e așa de... Da. Nu e din când în când. Nu. E... Nu. Ok, da. Ocupat. Vine. Asta îmi place. Mie îmi place ideea. Da, cu cât faci mai mult, până la urmă, cu atât vine mai mult. Da. Asta e concluzia la care am ajuns și... Foarte tare. E interesant. Zi-mi ce ești, Facebook sau Instagram? Instagram, Alexia Udriște. Acolo te găsim? Acolo sunt. Acolo ești. Ruș sau glos? Glos. Rovegan sau slană cu ceapă? Slană cu ceapă. Bine, la tine tu poți să pui slană cu ceapă trei mese pe zi. Da. Ce n-ai face niciodată? Nu știu. Mă arunc cu capul înainte. Nu știu. Nu? Nu. Nu te-ai gândit? Nu. Ce nu ai mâncat niciodată? Pisici, câini. Da. Șobolani. Sunt foarte ipocrită la capitolul ăsta. Ok. Te înțeleg. Recunosc. Te înțeleg. Pe ce se bazează umanitatea? Empatie. Dacă avem empatie, ne descurcăm. Ce nu ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată? Nu sunt suficient. Da. Și ce înseamnă succes pentru tine? Liniște. De asta te muți. De aia mă mut. Pot să zic? Da. Da, se mută. Gata, pleacă din București, pleacă în afara Bucureștiului, pentru că liniștea este cheia succesului. Da, am ajuns în punctul în care să-mi dau seama că, de fapt, acolo pot să spun am reușit. Da, când pot să-mi beau cafeaua dimineața afară și e liniște, bine, nu liniște, sunt câteva păsări, câteva... Da. Nu, orașul nu te ajută deloc? Nu mă mai ajută. Credeam că mă ajută la început, când aveam energie și aveam timp de irosit. Acum nu mai am timp de irosit cu orașul. Zi-mi o carte pe care ai vrea să o faci și să fie cap-coadă mâna ta. Te-ai gândit? Am schițe făcute pentru o carte pe care o am în plan, o carte poveste gândită de mine. Și pe care sper anul următor să am timp să o fac, sper. Este o carte despre cum orice părere am avea despre cineva trebuie să deschidem mai bine ochii înainte să... Este o carte cu mesaj? Da, e o carte cu mesaj. Toate cărțile sunt cu mesaj. Dar aveam foarte mult să avem o carte despre femei care nu sunt tipice. Ah, frumos! Și despre cum copiii trebuie să fii mai precauți și părinții să fii mai precauți în a influența să judece în general femeile care sunt diferite. Avem și bărbați care sunt diferiți, dar cred că avem nevoie mai mult să punem asta. Accentul acolo. Și atunci tu crezi că e nevoie de un feminism ceva mai vocal și la noi? Nu cred că feminism. Avem nevoie de educație.
Da. Știi? Aia ar trebui să fie, să primeze educația, bunul simț, că feminism de acolo iese. Și iese de acolo. Da. Odată ce ai educația, ai și feminism. Da. Da, frumos, bravo. Are englezul vorba aia cu common sense, știi, pe care încă n-am reușit să o traduc la noi suficient de bine, dar... Da, da, ai dreptate. Uite, terminăm într-o notă pozitivă atunci și da, cred că avem nevoie de educație pentru că de acolo după aceea vin toate. Și în felul ăsta, uite, descoperim până la urmă meserii noi. Mie mi se pare că e și sper să fie mult mai bine promovat și din ce în ce mai bine văzută pasiunea asta, hobby-ul ăsta, meseria asta până la urmă, pentru că mi se pare că poate să spună o grămadă de povești. Și fără să le scrii. Sper. Îți doresc succes, mulțumesc că ai venit. Mulțumesc și eu. În primul rând și să-ți priesc acolo mai retrasă. Da? Da, ciripeli. Ciripeli. Cu ciripeli la înainte.